Multe spații verzi sunt ignorate de către primărie, cu toate că orașul are nevoie acută de spații de joacă pentru copii și parcuri. Administrația publică găsește mereu alte priorități. Parcul Armătura, administrat de primărie, și baza sportivă Armătura, aflată în proprietatea societății Armătura, sunt ignorate de ani buni și sunt poate unul dintre cele mai bune exemple ale nepăsării autorităților locale. Aici găsim adevărate piese de muzeu, relicve ale perioadei comuniste, bănci degradate și aparate de joacă pentru copii vechi de cel puțin 30 de ani. Dacă rezidenții nu sunt foarte încântați de modul în care arată zona, măcar oamenii străzii care populează parcul sunt fericiți că pot face sport în liniște, nu de alta, dar oamenii dornici de plimbări în aer curat sunt o raritate. Dacă se plictisesc de exercițiile la bănci și la copaci, oamenii fără adăpost pot să joace și basket, le trebuie doar o minge. Dacă în mod normal terenurile de basket au formă dreptunghiulară și două coșuri, aici avem un model nou de teren de basket. Are formă aproximativ rotundă, un singur coș și cireașa de pe tor sunt gunoaiele de pe margine. Parcul Armătura este un izvor nesecat de lucruri interesante. În imediata vecinătate a terenului de basket se află ceva la fel de captivant. Dacă cumva v-ați imaginat că acesta este un sit arheologic, ei bine, v-ați înșelat. Nu este decât un parc din Cluj-Napoca, orașul de 5 stele. Să fie Napodava sau Cluj-Dava aceste ruine, poate primăria ar trebui să le protejeze, că nu se știe niciodată ce valoare istorică vor căpăta. Puținii clujeni care se recrează în parc sunt mulțumiți că locul este măcar curat. Parcul este foarte frumos în ideea în care este înconjurat de mai mulți copaci. Este ferit de circulație și cred că asta caută cel mai mult părinții, să fie mai în siguranță, să fie oportunitatea ca să iasă copilul, să fie cât mai ok în aer liber. Îmbunătățiri se pot aduce multe. Aici lipsește un loc de joacă cu nisip. Întreținerea lui este ok. Pe măsură ce se întâmplă ceva, am văzut că se schimbă, dacă se strică. Dar în rest este în ordine. Ar mai fi, nu știu, mediatizarea acestuia. Cred că asta măsură în ideea în care se dezvoltă foarte mult și zona Oașului, unde sunt ansamblele de blocuri. Dacă administratorii parcului nu fac nimic, un grup de voluntari trezesc zona la viață an de an. Vorbim despre inițiatorii proiectului Someș Delivery. Ei au montat și un indicator cu numele parcului și au făcut câteva trasee pe malul râului. Dacă vă aventurați pe malul Someșului, atenție la balustradele rupte din vecinătatea parcului. Weekendul acesta o să activăm acest loc din mai multe puncte de vedere. Sunt intervenții mici pe care le-am făcut, care arată că malurile pot fi folosite altfel și accesibilitatea spre apă e ușurată, poți să ajungi la apă mai ușor. Vom avea activități pentru copii, pentru oameni maturi, spre seară, concerte. Vor fi mici intervenții, instalații pe lângă, plus o parte de evenimente culturale, după amiază începând în fiecare zi, sâmbătă și duminică. Toți cei care organizează evenimentele din weekend sunt voluntari și dovedesc că dacă se dorește cu adevărat ceva, se poate face o treabă bună. Echipa de bază e undeva pe la 8 persoane. Sunt mai multe dimensiuni pe care le atinge și e nevoie de o echipă destul de mare și avem în jur de 20 de voluntari, plus foarte mulți colaboratori pe partea de cultură, de la Institut Francez, Centrul German, Reactor pentru Creație și multe persoane fizice cu care colaborăm pe anumite aspecte ale evenimentului nostru. Dacă parcul Armătura este trezit la viață o dată pe an, timp de două zile, baza sportivă Armătura nu are nici măcar această șansă măruntă. Teoretic, baza are un teren de fotbal și unul de tenis. Practic, complexul nu este decât o imagine a indiferenței. Baza sportivă este păzită vașnic de un angajat al societății Armătura. Acesta locuiește într-o clădire care abia se mai ține în poziție verticală. Atât de bine este păzită baza, încât gardurile sunt rupte, iar lacătul de la intrarea principală nu își mai are rostul din moment ce plasa din sârmă este spartă peste tot. Nu știm ce păzește din moment ce totul este o ruină. Din tribune bate doar vântul nepăsării. Gheretele în care ar trebui să stea jucătorii sunt ruginite și mâzgălite, pe teren cresc ierburi și plante înalte de aproape un metru, iar pe margine sunt corcoduși și nuci. Până când primăria Cluj-Napoca și societatea Armătura vor face ceva cu cele două obiective, sunt șanse ca baza sportivă să fie năpădită de vegetație și parcul să ajungă în paragină de tot.